Dacă vrei să cumperi FIFA 21 la un preț super fain, îți recomand site-ul ozone.ro, unde ai extra 5% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Linkul către promoție îl găsești în descriere. Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din FIFA 20 Draft spre glorie. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul ăla de like. Hai să începem, Angela, peste 2800 ar fi absolut, dar absolut genial. Băieți, astăzi facem draftul balonului de aur. Vom alege jucătorii care au câștigat un balon, cel puțin un balon de aur, sau în cazul în care, uite, nu știu, avem un player pick în care nu avem jucători care au câștigat balonul de aur, nu avem Messi, nu avem Ronaldo, nu avem anumite iconuri, atunci rămâne la decizia mea să mă gândesc care jucător are vreo șansă pe viitor să câștige balonul de aur. Nu uita să lași un comentariu mai jos să-mi spui ce părere ai despre acest challenge și ce challenge vrei să fac pe viitor. Și de asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, argor.com/ro, link-ul e în descriere. Ai acolo 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Hai să intrăm în draftuleț, să plătim cele 15.000 de coins și să vedem ce sistem de joc vom folosi. Nu mă încântă sincer niciunul. Aoleu, niciunul. Sincer, 4-4-2 holding ăsta, parcă și pătrundem din lateral cumva. 4-3-3, 3-4-1-2, 5-3-2, 5-2-1-2. 4-4-2 holding și o să... Depinde foarte mult de mijlocașul central, ce pică acolo. Poate 5-2-1-2 era mai bine. Și ne pică un câștigător al balonului de aur în primul player pick. Leo Messi, bine ai venit, vă băiatule, în echipă. Hai pe poziția de atacant. Xavi, Mbappé, Benzema, Iago Aspas și Ribery. Aici, evident, nu avem niciun câștigător al balonului de aur. Ribery n-a câștigat, Iago Aspas nu, Benzema nu, Mbappé nu, Xavi nu. Mbappé, cred eu că dintre cei 5 are șansele cele mai mari, deși la cum a jucat în finală a avut un meșel mai greu, dar în rest cred că are șanse bune să ajungă acolo să câștige balon de aur. Pe fundaș stânga? E greu să ai balon de aur pe fundaș stânga. Foarte greu. Foarte dificil aici. N-ai, uite, Erkin Leibold, Alexandru, Yuri Berishe, Lediția. După două player pick-uri foarte bune în legătură cu balonul de aur, acum ne pică... Nu știu, așa în viața de zi cu zi, nici nu știu sincer care e cel mai bun. Cred că Alexandru sau Yuri Berishe, ceva de genul ăsta. Yuri, îl iau pe Sandro, cred că e mai bun. Hai să mergem cu el, brazilian de la Juventus. Hai să vedem și celălalt atacant central, un icon, poate ceva. Ok, fii atent. Băi, Crespo nu cred că a câștigat, dar Owen cred că a câștigat, cred că are un Owen. Michael Owen, pe vârste, da, uite, e al doilea cel mai tânăr. Al doilea cel mai tânăr, Michael Owen, în 2001. Crespo nu cred. No, Crespo nu este, băieți. Vom merge cu Michael Owen. Avem doi câștigători de balon de aur, un future câștigător de balon de aur. Foarte fain, foarte fain. Pe stânga, Best a luat. Ar fi o șansă cu Best? Nu. Felipe Anderson, Kilenic, Cristian Teo, Chinestroza Mușe. Sincer, aici voi lua poate un jucător care mă poate ajuta pe cheme. Se va lua pe Felipe Anderson. Asta e, n-am avut acolo vreun balon de aur. Acum, Delaney, Anselmo, Casemiro, Kante și Fabinho. Dintre toți cinci ăștia, singurul care vreodată ar avea vreo mică șansă, deși e greu de crezut, cred că este N'Golo Kante. Fabinho, Casemiro, Anselmo și Delaney, no way. Hai să vedem celălalt mijlocaș central defensiv. Didi, oh, ăsta e slab player pick-ul, ăsta e slab. Vom merge simplu pe chemistry, uite, ne leagă ăsta bine Amadou, îi dă și lui Messi. Fundaș dreapta, capita? No, ne dă Mariano Moreira, Opazu, Hatteberg și Williams. Din nou, din toți ăștia, habar nu am dat. Oricum nu o să câștige nimeni niciodată vreun balon de aur. Hai să luăm Mariano, brazilian, naționalitate destul de bună. Hummels, Piqué, Socrates, Saint-Just ăsta, câți ani ai, bro? Câți ani ai? 96, e tânăr. Știi vreodată?
Thiago Silva, nu cred că mai câștigă. Socrates, Piqué, Ramos sunt la apus de carieră, nu. S-a înjos. Bă, ăsta e tinerel, 96, Dumnezeule. Da, tânăr băiețelul, mai are șanse poate să mai crească. L-om s-a înjos, deși trebuie să fim sinceri. Greu de crezut. Și acolo care are șansă. Robinson, Marcano, Laporte, bro, cei cu player pick-urile astea? Nu că ar conta, sincer, n-are niciunul vreo șansă de aici. Luăm și noi un... Hai să luăm un Romagnoli aici, că ne ajută la Chelsea, în rest, dificil. Hai pe portărel, ia! Uite, aici n-am niciun dubiu, aș lua Neuer. Sezon senzațional, oricând poate să-ți facă un sezon incredibil și să câștige acel balon de aur. Oricând, Manu Neuer este alesul meu aici. Ia și Chemes și cu San Jos. Bun. Burki, Ederson, Rufie, Alisson. Alisson de aici poate vreodată va avea șansa. Deși greu să dai la portare. Dacă nu mă înșel, cred că ultimul a fost Oliver Kahn. Nu cred. Asta e, nu, nici nu mai știu, asta să căutăm. Oliver. Da? A fost pe 3 Kahn la un moment dat. Pe 3. Mamă, ce nebunie, frate. Fii atent, hai să vă arăt. Deci Oliver Kahn a fost în 2001 pe 3, în 2002 tot pe 3 din Germania. Mai are alte prezențe? Nu, astea două le are. Astea două sunt aici. Englezul Jordi Alba, Jimenez, Yuri, nu, ia Lengle, e greu de crezut. Cam valoros, cel mai valoros de aici, să zicem că... Nu știu, a fi Jordi Alba. Hai să luăm un Jordi Alba. Next one, Aspi, De Vrij, Koulibaly, Umtiti și Davis. Băi, Davis ăsta, nu știu, frate, la ce sezon am avut fundaș stânga și cum joacă, ăsta are o șansă, poate, în viitor. Deși, cum discutam la început, premiile astea se dau în general jucătorilor ofensivi, e greu, uite, a luat Modric la mijlocul de arest, a luat Ronaldo, Messi și jucători ofensivi, a luat un Cannavaro acum ceva timp. Rodrigo, Nainggolan, Pablo Sarabia, Rojas, Pizzi, o să-i dau lui Rodrigo, deoarece are timp să se îmbunătățească. Pogba, Douglas Costa, Visca, Palacios, Rafa. De aici șansele se duc, zic eu, la Pogba. Ne-am lipit puțin la chemistry, nu prea. Next, ce avem în continuare? Benrahma, Puch, Insigne, Immobile și Lucas Perez. De aici aș tinde să spun Immobile, care avea o șansă la ce... La câte goluri, de fapt, dă acolo în La Liga? Hai să mergem cu Ciro Immobile. Un player pic, dar că nu se mai... aici. A venit încă unul. A venit Cristiano. A venit. Altfel, ideea nu-l leva. El ar fi meritat anul ăsta balon de aur, dar Cristiano Ronaldo este un câștigător la momentul actual de balon de aur. Aici nu pierdem de rol la Chemsi, nu? No, e same. Și avem 3 câștigători de balon de aur. În primul 11, Wendell, Barkley, Elia, Boli, Zeluis. Cred că e un player pick care e greu, pot să-mi iau ceva. Uite, să-mi iau un Wendell, dar nu o să câștigi de acolo niciodată ce... Și de aici. Fii atent, ținând cont de sezon, de sezoane în ultimul timp, Mane, Team of the Year, cu șanse bune, aș spune eu, vreodată la un top 5 la Baronul de Aur. Gnabry sau Arnold? Fii atent, amândoi sunt de viitor, dar Arnold fiind fundaș lateral e un pic mai dificil acolo. Gnabry, nu știi niciodată, 93 rating, bun. Doi jucători rămași, Nainggolan, Robertson, Hazard, Wan-Bissaka, Sanchez, Torgan Hazard, Robertson. Îi dau lui Robertson aici, mergem pe Robertson. Și ultimul jucător, 76 cheme, să nu e chiar de rău, vedem ce putem să facem după aceea. Salah, mo. Mo Salah, îi dăm în Salah. Vezi, cam așa cred că arată echipa. Trebuie să schimbăm ceva? Nu prea, cam ăsta e maximul pe care îl putem obține din punct de vedere al chemistry-ului. Nu e rău, nu e rău deloc, aș spune eu. Și avem în primul 11, fii atent, 1, 2, 3 câștigători de Ballon d'Or. Și mai avem Neuer, care zic eu că oricând poate să aibă o șansă. Pogba, Kante un picuț și avem pe banca de rezervă, fii atent, Mbappé, șanse mari pe viitor, Mane, șanse bune, Salah,
șanse bunicele și Davis cu Gnabry. Avem câteva opțiuni foarte, foarte interesante. Hai să vedem și managerul. Draftul trecut am avut un sal de plus 6, dacă plus 7 parcă după manager. Ne-a ajutat foarte mult. Ia să vedem dacă este cazul și acum. 81. Argentinianul ajută cu 82 la chemistry. Și cam ăsta e draftul, băieți. Mane, Kante, Jordi Alba. Hai să vedem cum ne descurcăm. Ok, 42 primul adversar, 98 în Pape, 93 Hugo Sanchez, 97 Zidane și în mijlocul e bombă cu Petit și Meunier. Mama, mai face și schimbări. Please don't cry 03. Băi, hai să te văd. Deși nu avem full chemistry, s-ar putea să suferim din cauza asta. Felipe Anderson, pace, shooting, passing, Owen aici pe dribbling. Lasă, atacul care atac. Asta e, vedem noi pe viitor. Las-o așa, hai să jucăm așa. Luată-i, bravo. Hai, Messi. Hai, balonul meu de aur. Pa, 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 du-te, Messi. Hai, Messi. Ce-a scos boia ta, mama mia. Ce ocazie bună am avut acolo. Făcut totul bine, da. Și el a stat bine cu fundașul. Hai, Sandrino. Bravo! Bine, mă, acolo, bravo, hai! Bun! Ia vezi Messi! Oh la la, ce combinații frumoase! 1-0, Leo Messi, cu golul! Messi, aproape. Uitați-vă la Messi, minunăție. Minunăția lui Leo Messi. M-a prins aici, cred că m-a prins, fii atent. Bine, Romagnoli. Bravo, mă. Și a ieșit, cred că, adversarul. Cred că a stins consola. Avea și numele, please don't cry. Asta spun și lui, please don't cry, bro. Ok, tot un 4-2-2-2. Hugo Sanchez, Lucas Maradona, Neymar de 95. Bombiță ăla. Bombiță Neymar. Hai Owen, reușim să marcăm acolo, 1-0 în finishat, foarte frumos al câștigătorului balonului de aur, Michael Owen, al doilea cel mai tânăr jucător din istorie care reușește să câștige balonul de aur. Hai Felipe Anderson cu un finesu! Respins de Michael în bară. Mamma mia, ce ocazie să ne distanțăm pe tabelă. Am forțat-o, bară și mingea agonizant iese în au de poartă. Ce ocazie acolo, superb șutul lui Messi, superb. Owen, poate încă unul. Oh, ce rachetă. Facem 2-0. Am forțat. Trebuie să dau pasă lui Messi. Am forțat acolo încă un elastic. De ce oare? Nu știu. Frumos, Pogba! Superb golul! Și facem 3-0, înainte de fluierul final al primei reprize.
Messi cu șansa 1-4-0. O, minunăție de șut, Leo Messi, la lung. Finishat 4-0. Ce frumos, Pogba! Face 5-0! Oh, ce penalti! Ronaldo îl distruge pe Virgil van Dijk. Face o... A făcut acolo braziliana și Virgil pur și simplu l-a luat pe sus, frate. Pe sus. Ia să vedem. Braziliana? A, aș vrea să vă reluarea. Scărița lui Michael Owen, finuț, elegant, face în 6-0. S-a supărat și-și dau autogolul, uitați-vă și voi. De ce ai face, fratele meu, asta? Și e fluier final, zic eu acum, da, e fluier final. Într-un meci care a făcut spectacol. Oh, un 4-4-2, genial în atac. Huli 94-96, Cruyff. Să fie foarte greu de blocat, 96 Cruyff. Hai, Pogba! Bine, Pogba! Superb acest atac construit și facem 1-0. Paul Pogba, un gol foarte frumos. Hai, Owen! Super Owen! 2-0, o pasă filtrantă a lui Messi acolo și avem 2-0 în acest foarte dificil meci. Greu să dai de acolo, da, greu, vin bara. Ar fi fost superb un 3-0. Owen! Dumnezeule, nu știu ce a făcut portarul, îmi cer scuze. O să las reluarea. Vreau să vă reluarea, nu știu ce a făcut portarul, a fost deviată cumva? Ia. Nu, frate, uitați-vă și voi, n-are reacție portarul. Oh, superbitatea lui Owen, dar Ginter blochează. Mamă, ce frumos am făcut un reverse body feint și scăpasem din marcaș. Hai, Messica! Oh la la! Ronaldo, asist pentru Messi. Două baloane de aur. Lucrând împreună pentru a marca al patrulea gol și avem parte de un rage quit și mergem în marea finală. Hai de mine ce atac, Huli 94, Prime, Ronaldo 97, știți lecția, îl blochezi pe Ronaldo, că știți dreapta, nu-l blochezi, am pus-o. Și atât să fie enervant. Hai, un. Oh, lovește bara, ce ocazie, ce frumos am întors. Hai, Messi. Oh, ce racheta lui Messi, 1-0. Prind-o, bine, Manu, bravo. Am aprins aici, gol, salut. Hai, Felipe! Bine, mă! Cu egalarea, Felipe Anderson!
Hai Messi. Oh, ce păcat. A doua bară a meciului. Hai Messi. Oh, nu mai ratează pasta. 3-2. Super răsturnare. Încă unul, mă, 4-2, Owen. Super, super tare. M-a prins gol aici. Da, lejer. Hai Messi. Este, mă, un pic de noroc acolo să rămână mingea la noi și e 5-3. Nu așa, nu așa, fratelo, nu așa, ești Neuer. Nu așa, mă, cum să... Greșeli în apărare, doamne. Hai Gnabry, ăla-i, mă, la scurt, perfect finalizat, 6-4. Oh, Mane, de data asta De Gea cu o greșeală și-a pus pauză. A pus pauză, minutul 90, o să iasă. Rage Quiz, băieți, în finală și reușim să câștigăm draftul balonului de aur. Absolut superb draft cu o grămadă, o grămadă de goluri. Haideți să vedem și premiile pe care le avem din acest draft. O grămadă de gold pack-uri. O grămadă, o grămadă. Din care nu prea trag mari speranțe că o să pice ceva. Oricum, băieți, lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi cam ce v-ați dori să vedeți din punct de vedere al challengerilor în meciurile, în draftul următor. Aoleu, nu pică nimic aici. Lasă și gold pack-uri, frate. Bă, te gândești că poate spre sfârșit de an ar fi fost frumos să fi schimbat și ei un picuț, să mai fi dat și ei premii. Nu neapărat, nu doar premiile, cât pachete, să pice, nu știu, un ultimate pack o dată din când în când la draft. Wow, cum ar fi fost. Avem și long team of the season so far, ăla neinteresant, îl deschidem pe Road to Glory. L-am deschis deja, cred, voi vedeți acest clip un pic mai târziu, nimic, deci în acest pachet. Of, 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 Dumnezeule. Și ultimul pachet, ultima speranță din acest clip, să pice ceva bombă. Pam, 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 pam. Oh, e walkout, fii atent, acesta? Hatebur, Hatebur, eu! Hatebur de la Atalanta. Nice, 86, se va vinde și el pentru ceva, poate mai pica și altceva, alți jucători? Da, asta e totul, băieți, nu uitați să apăsați butonul de like, ne vedem în clipul următor. Pa, pa!